primul rând, ce am constatat și am înțeles că problemele grave au trecut. Deci copiii care sunt internați aici sunt într-o situație normală, să spun. Nu mai avem acele cazuri grave care au fost în zilele trecute. Mai sunt câțiva copii la București, la Marie Curie, care sunt sub supraveghere, dar înțeleg că problemele mari au trecut. Am vrut totuși să am această întâlnire cu medicii de aici, să văd și de unde au pornit problemele. Trebuie să vorbim de două lucruri pe care va trebui să le clarificăm. Una este sursa, cauza acestei epidemii. Sunt copii pacienți care provin din zone diferite, dar cu aceeași problemă. Aici însă ancheta continuă. Problema care m-a preocupat este circuitul informației, modul cum s-au petrecut lucrurile odată ce copiii au ajuns la spital. Și aici ajung la concluzia că sunt câteva deficiențe care vor trebui clarificate și reparate. Copiii au plecat de aici, unii am înțeles că s-au întors acasă, după care au fost trimiși la Marie Curie. Însă pe mine m-a surprins faptul că direcția sanitară județeană a aflat din presă de această situație și nu așa cum ar fi trebuit, dintr-o bună circulație a informației între spitalul de aici și spitalul de la București. Aici i-am spus domnului ministru că mă aștept să ia măsurile pentru ca regulile, procedurile care există, înțeleg, chiar să fie respectate și să nu ne limităm doar la o amendă care e acordată atunci când nu se respectă aceste proceduri. Adică asta aștept analiza domnului ministru. Cum v-am spus, pe mine, dincolo de faptul de a cădea sau nu capete, mă interesează să rezolvăm o problemă și să nu persistăm în aceeași greșeală. În al doilea rând, un lucru care nu știu cât ar fi avut un impact pozitiv sau nu aici, faptul că spitalul nu are epidemiolog și totuși pentru un spital de pediatrie mi se pare important să fie printre priorități. Înțeleg că avem mai puțin epidemiologi decât posturile disponibile. Cauze prin care se transmit acești germeni despre care vorbeam sunt și mâinile murdare. Ele nu neapărat, deci, așa cum s-a explicat și astăzi în conferința de presă, s-ar putea să ne spălăm foarte bine pe mână, dar să omitem niște amănunte. Astăzi domnul profesor Cercel a explicat pe larg acest lucru. Premierul a spus că nu înțelege. Da, repet, dacă sunteți atenți la ceva a explicat astăzi, da. Asta a spus și domnul profesor Cercel astăzi. Vă rog frumos să-i urmăriți afirmațiile de azi. Dumneavoastră, vă gândiți la demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică Argeș? Direcția de Sănătate și-a făcut treaba și ne-a sesizat în timp real. Ce măsuri mai luați? Deci, așa cum am afirmat în una dintre ultimele conferințe de presă, v-am spus unde a fost problema în lanțul informației, în momentul în care legătura dintre spital și Direcția Sanitară. Și ce măsuri? Poftiți? Bine, nu a fost la Direcția de Sănătate Publică? Direcția de Sănătate Publică ne-a informat imediat ce a știut aceste lucruri. Deci, da. Și din punct de vedere legal, ce alte măsuri puteți să luați acum? Mă bucur că s-a autosesizat. Deci, pentru DSP, cum spuneam, nu, stimată doamnă, s-a autosesizat atunci când a aflat și doamna director. Cum ziceam, a lipsit legătura între spital și DSP. DSP-ul și-a făcut treaba din momentul în care a aflat într-un fel această situație. Și veți lua o măsură pentru că cei de la spital nu au anunțat în timp cu timp. Măsurile au fost luate conform legii. Ceea ce vizăm și ce spunea domnul premier este tocmai acest lucru, faptul că legislația în acest moment este slabă. Este o legislație care permite astfel de lucruri. Și cum o veți schimba? Dacă vă aduceți aminte, în primele întâlniri pe care le-am avut, formale sau informale, am anunțat că se impune o schimbare a modului în care întregul sistem și-a pierdut articularea, i-am spus eu atunci, deoarece legătura între diversele entități care tratează și structurile de politici și control s-a pierdut în diverse etape, prin descentralizare, spuneți-i cum doriți. Și în mod evident se impune o regândire
a importanței direcțiilor de sănătate publică în această economie, o altă modalitate de a face controlele, și acest lucru l-am anunțat și avem și lista, modul în care se vor face controlele încrucișate între județe, deci structuri din două județe vor controla un al treilea, și alte măsuri pe care le vom anunța în cursul săptămânii. Da, dar nu este cineva pentru lipsa de reacție? De săptămâna viitoare, luni va fi videoconferința și în acel moment vom stabili și data exactă și faptul că directorul Direcției de Asistență Medicală va discuta în mod direct cu toți directorii de direcție sanitară în întâlniri regionale. Și ce vor verifica mai exact? Dacă spitalele sunt curate sau ce anume? Își vor îndeplini toate funcțiile de inspecție și control care le intră în fișa postului, care sunt verificabile. Evident, ne interesează sigur și situația despre care s-a pomenit și vis-a-vis de medicii epidemiologi, modalitatea de a stabili infecțiile nozocomiale. După cum știți, prima concluzie pe care a avut-o, să-i spunem, anchetei, mult spus, analiza noastră vis-a-vis de situația infecțiilor nozocomiale a fost faptul că lipsesc epidemiologii, sunt prea puțini. Știți bine, acest lucru le-am comentat. Da. Faptul că probele acasă la familie au fost luate atât de târziu și a trebuit să vină o comisie de la minister ca să se facă acest lucru. Și probele au fost luate în momentul în care au fost sesizate autoritățile. Deci au fost sesizate foarte târziu. Dar v-am explicat de ce. Fiindcă s-au autosesizat din ziar. Exact. Okay, dar că probele de acasă de la familie au fost luate la câteva zile după ce DSP s-a autosesizat din ziar. Vă rog. Sunt șanse să aflăm vreodată de unde a pornit această bacterie? Care e sursa? Facem toate eforturile acestea. După cum știți, dacă faceți o hartă a județului, o să vedeți că micuții vin din zone diferite. Nu se grupează într-o anumită zonă. La distanță, după cum știți, să recoltezi probele, scade șansa de a o identifica și, așa cum s-a mai afirmat, există posibilitatea ca acest lucru să nu există situații și în alte țări unde nu s-a putut identifica germenele. Dar cum într-adevăr se explică faptul că acea procultură a ieșit negativ aici? Nu fac speculații. Cum vă explicați faptul că acea coprocultură a ieșit negativă aici, deși ei aveau acel... Orice test poate să aibă anumite limitări. Și atunci înseamnă că e o problemă la laborator. Limitări ale testului nu înseamnă neapărat că laboratorul este un lanț întreg în cadrul unei analize. Cei de la spital au spus că au doar doi oameni care lucrează, doar doi medici care lucrează în secția de terapie intensivă, dintre care un doctor care are 60 de ani. Dar este aceea situație pe care, similară epidemiologilor, știm că este o criză în aceste specialități și, după cum ați văzut și în programul sectorial, acest lucru a fost evidențiat de dinainte să avem această problemă, și anume necesitatea extinderii ATI-ului pediatric la acțiuni prioritare. Apare de 3 luni și lucrăm la acest lucru. Știm acest lucru. Știm și facem toate eforturile pentru a-l compensa, dar sunt lucruri care s-au acumulat în 25 de ani. Am vrut să ne asigurăm că lucrurile sunt sub control aici. Am vrut să vedem copiii, am vrut să discutăm cu personalul medical, am vrut să fac un apel, am făcut un apel și fac un apel ca să ne mobilizăm cu tot exemplar, așa cum a făcut-o și doamna doctor, care, după cum știți, a fost ieri aici în vizită și astăzi a ajuns la cardiologie cu urgență, cu tulburări cardiace. Din fericire a făcut o coronarografie și nu este o problemă iminentă în acest moment, și vreau să-i mulțumesc, așa cum vreau să îi rog, fac un apel la toți medicii la responsabilitate și să își facă treaba cât se poate de bine.